Studioul cinematografic Anima Film prezintă Danilă Prepeleac, prelucrare după basmul cu același nume de Ion Creangă. Într-un sat trăiau doi frați. Cel mai mare era foarte bogat și avea o nevastă rea și zgârcită. Cel mic, Danilă, avea o droaie de copii, dar era foarte sărac. În curtea lui nu găseai decât un prepeleac și doi boi. Când avea de făcut vreo treabă, Danilă cerea carul fratelui celui mare. Acesta, din milă, îl împrumuta. Dar când auzea nevastă sa, ceartă mare făcea. Sătul de cearta ei, fratele său îl sfătuiește pe Danilă să-și vândă boii și cu banii primiți să-și cumpere un car și doi boi mai mici. Danilă primește sfatul, se duce acasă, ia boii de funie și o pornește spre târg. Și, când se urce un deal mai lung, se întâlnește cu un om care ducea singur, la vale, un car. Cum se apropie de el, Danilă îi zice: "Carul dumitale parcă merge singur. Nu vrei să facem schimb?" Omul bucuros ia boii și se îndreaptă spre casă. Danilă își duce carul la vale. La vale drumul a fost ușor, dar la deal carul nu mai merge. Împinge Danilă, trage, dar nu-l poate mișca și pace. "Car mi-a trebuit, car am găsit," își zice Danilă. Obosit și amărât se așează în fața carului și, tocmai când se gândea cum să-l urnească, se apropie de el un om care ducea la târg o capră. "Nu vrei să-mi dai mie capra și să-ți dau în locul ei carul meu?" Omul se învoiește și dă capra. Danilă cu capra de funie se îndreaptă spre târg. Dar capra, tot capră, se smucește și încolo și încoace că bietul om abia se mai ține și, când încearcă să o strunească bine, se apropie de el un om cu o gâscă în brațe. "Îți dau capra, nu vrei să-mi dai gâsca ta?" Omul se învoiește și dă gâsca. Dar cum ajunge în târg, gâsca începe a țipa că abia o mai putea ține. "Las că scap eu și de tine, acuși." Și trecând pe lângă unul care vindea pungi, o dă pentru o pungă goală. "De la boi am ajuns la pungă goală, frate," se plânge Danilă și le roagă pe frate său să-i mai împrumute odată boii și carul lui. Merge la pădure după lemne, taie copacul și îl doboară tocmai peste car și boi. Carul s-a stricat, iar boii au murit. Pornind din nou spre frate său să-i ceară iapa, Danilă încurcă drumurile și nimerește la un heleșteu cu rațe sălbatice. Svârr cu toporul în ele, doar o nimeri vreuna. Lișițele au zburat, iar toporul s-a scufundat în adâncul lacului. Ajungând apoi la frate său, îl roagă să-i dea și apa. Acesta, mânios foarte, nici nu vrea să audă. Danilă nu se lasă. Cum iese pe ușă, pune mâna pe iapă și tunde-o spre heleșteu să-și caute toporul. Când ajunge aici, îi vine ideea să facă o mănăstire.
Dar când se aleagă copacii de cioprit, se trezește cu un drac trimis de Skaraoski ca să-i afle planul. Skaraoski, auzind ce vrea să facă, îi trimite lui Danilă un burduf de bivol plin cu bani, numai să nu construiască mănăstirea. Și tocmai când Danilă se gândea cum să-și ducă banii acasă, se trezește cu un alt drac, care îi cere să se întreacă la putere și să vedeți. Dracul ia în spate iapa și într-o clipă ocolește iazul de 3 ori, fără să sufle. Dar Danilă îl uimește pe drac. Călare pe iapă, ocolește iazul de 3 ori cât ai clipi. Când se întreacă la fugă, Danilă îi arată dracului un iepure, spunându-i că este fiul lui cel mic. Dracul primește întrecerea cu iepurele și fuge după el până ce îi pierde urma. Când ajung la trântă, dracul este din nou păcălit. Se luptă cu Ursilă, crezând că este bunicul lui Danilă și abia a scăpat întreg. La Kiwit, dracul cutremură pământul. Danilă, legându-l la ochi, îl plesnește de 3 ori peste tâmple de îl lasă surd. La întrecerea cu Buzduganul, dracul îl aruncă în nori, că abia după 3 zile căzu și se scufundă în pământ. Danilă, arătându-i luna, îl păcălește și îi spune că va trimite Buzduganul la frații lui de acolo. Dracul se sperie și îl ia. Se întrec apoi în blesteme. Dracul blestemă până când lui Danilă îi sare un ochi, spunându-i că blestemele lui sunt acasă, Danilă se așează pe burduf și îl pune pe drac să-l ia în spate și să-l ducă acasă. Și când zbura pe sus diavolul, copiii și nevasta s-au pus pe fugă, dar s-au oprit când l-au auzit pe Danilă strigându-i. Și au adus apoi copiii, din porunca lui Danilă, Ragila și Piepțenii, și au început să scarmene pe drac când n-a mai rămas nimic din el. Sfârșit.